cei care se întrebau unde au dispărut banii lui Băsescu din cont, spuneți că am transferat fiicei mele. Nu sunt un om sărac. Nu sunt un om sărac. Averea familiei Băsescu a ridicat de multe ori semne de întrebare în rândul opiniei publice. Achizițiile de terenuri, de imobile făcute de familie, dar și legăturile și tranzacțiile cu oameni de afaceri, cu clanurile din lumea țigănească au trezit suspiciuni. S-a vehiculat că adevărata avere a familiei Băsescu, ascunsă de ochii lumii și trecută pe numele altor persoane, s-a ridicat la zeci de milioane de euro. Încă de pe vremea când era ministru al transporturilor și apoi primar al capitalei, Traian Băsescu a fost implicat în zeci de dosare penale. Procurorii au avut pe masă documentele care dovedesc cum conturile lui Traian Băsescu și ale familiei sale s-au rotunjit an la rând. Documentele în care fostul președinte era acuzat inclusiv de spălare de bani. Numai că cea mai înaltă funcție în stat i-a adus lui Traian Băsescu lucrul de care avea cea mai mare nevoie să scape de dosare, imunitatea. Timp de 10 ani, anchetele în cazul Băsescu și al apropiaților săi au fost stopate, uitate sau tergiversate. Sunt foarte mulți în țara asta care au crezut că pe ei nu-i atinge legea. Au crezut că pe ei nu-i atinge legea. Chiar și șmecherii ăștia care își pun averi pe alte nume și vin să dea lecții pe urmă la televizor. Eu sunt convins că statul român a început să-și dezvolte instituțiile în așa fel încât va fi foarte greu să scape. Ciuica mea își poate justifica averea, iar dacă nu, ca orice cetățean, este dator să răspundă în fața legii. Ca orice cetățean. Dar nu am dubii cu privire la averea fiicei mele. Un președinte care să nu te mintă. Un președinte care să fie cinstit. Un președinte care să spună lucrurilor pe nume. Un președinte care să facă ceea ce spune. Ai dreptul la un președinte care își iubește poporul lui. Dumnezeu să ne dea gândul cel bun. Ce își termină mandatul Băsescu la pușcărie. În țară totu-i bine, dar eu mă întreb de ce mă înjură toți pe mine. Rușine, rușine, n-aveți deloc rușine. V-am ajutat pe toți numai să trăiți bine. Ciumpalații n-au cum să știe, așa că le spun solemn. Bine, bine, în țară totu-i bine, dar eu mă întreb de ce mă înjură toți pe mine. Rușine, rușine, n-aveți deloc rușine. V-am ajutat pe toți numai să trăiți bine. Thank you.
apartamentul din Băneasa, e adevărat că ați declarat că a costat 544.000 de euro fără TVA? În primul rând mi-a plăcut casa, în al doilea rând faceți un exercițiu de imaginație. Ați încercat vreodată să mergeți și să căutați o casă de locuit având numele Băsescu? Ați pretins mai devreme am achiziționat acest imobil cu bani furați, nu stimate domn. Le-am achiziționat cu banii rezultați din vânzări anterioare. Nu din vânzarea casei din Corbanca, din vânzările anterioare, pentru că mi-au rămas resturi de bani. Pentru cei care se întrebau unde au dispărut banii lui Băsescu din cont, să știți că am transferat fiicei mele, că s-au uitat pe declarația de avere. I-am transferat în conturile fiicei mele ca să plătească niște datori, niște obligații, că din banii ar trebui să plătească continuu ratele la bancă. S-a dezlegat un mister. Am transferat în cont fiicei mele ca să-și plătească niște obligații la stat pe biroul notarial. Și erau destul de mari. Ăsta întotdeauna a știut să descurce. La el era un registru cu termenul corect. Acolo era alt registru cu rubrici goale. Și le completa funcție de căsătate. Omul ăsta, nu l-ați văzut cât de abil este? Am hârtia clară de la procuratură că Băsescu a depus bani, cash, adică cu sacoșa, cu rucsacul, în bancă. Lucru care este ilegal în România, pentru care va trebui să dea socoteală. În data asta și despre ce sumă vorbim, domnule? Peste 100.000 de euro, una de care știu eu și cred că mai sunt și alte sume. Când? Pentru cine erau sarcini cu milioane de euro? Pentru Traianu Căpiniu. De la cine? De la mine, că nu știe. Raiul bănuiesc că e infinit. Nu-mi dau seama. Eu, în ziua Revoluției, eram om care avea Audi 80. Deci aveam mașina Audi 80 în ziua Revoluției, da. Trebuia să mă respectați. Putea să spuneți ce vroiați. Eram un om care navigase 12 ani, 3 ani lucrase în Belgia. Și aveam un apartament cu 4 camere, deci nu am venit. Plus, văzusem dolari. Ați câștigat bani? Nu din politică. Dar de unde? Am micile mele afaceri din care trăiesc și care sunt declarate. Aveți acționar la SC Prot Cross RL, dețin 28% din acțiune. Celebra fabrică de înghețat. Fabrica de înghețat. Este acționar la SC Triton SA, dețin 22%. Asta cu ce? 20%. 20% cu ce? Prestări de servicii. Adică în portul Constanța. Reparații, intervenții la nave. A fost președinte și au apărut acuzații grave la adresa lui Băsescu, acuzații legate de faptul că au luat saci cu bani el, familia sa sau apropiații săi, toată lumea a crezut că sunt doar simple acuzații. După pierderea puterii de către Băsescu, pe masa procurorilor au apărut și dosarele legate de averea familiei prezidențiale, dar și de averile apropiaților lui Traian Băsescu. Apropiați care ar fi luat genți de bani, ar fi cărat sacoșe cu milioane de euro cu știrea fostului președinte și în folosul acestuia. Elena Udrea este acuzată și trimisă în judecată într-un dosar în care procurorii explică cum la sediul ministerului pe care îl conducea a luat 900.000 de euro mită. Fostul ministru Gabriel Sandu a declarat în fața anchetatorilor că 3 milioane de euro a dat el pentru campania lui Traian Băsescu, bani pe care urma să-și recupereze din șpaga de la Microsoft. I-am solicitat lui Dinu Pescariu să efectueze următoarele plăți. Un avans de 500.000 de euro către o firmă chinezească Shenzhen pentru următoarele produse. 300.000 de geci, 1 milion de pixuri,
300.000 de umbrele, 300.000 de fesuri, 300.000 de fulare, 1.000.000 de brichete. Dacă este adevărat, eu nu am cunoștință de acest lucru pentru că nu mi-am gestionat niciodată campaniile. Și mai ales în 2009, fiind președinte, în 2004 am făcut campania în sediul PD-ului. În 2009, fiind președinte în funcție, n-am putut să utilizez infrastructura de campanie a PDL-ului, deci am avut un alt sediu în oraș. Am spus foarte clar, din 2009 campania domnului Băsescu s-a plătit de la Microsoft. O parte din bani, jumate din sumă, înțeleg că a fost distribuită la diverse personalități, să le zicem persoane, da? Care sunt în momentul de față puse sub anchetă. Cealaltă parte din bani ar fi rămas la domnul Cocoș. Eu mă îndoiesc că cealaltă parte din bani a rămas la el. Eu cred că ea a mers în altă parte și direcția o văd către Cotroceni. Pentru finanțarea campaniei electorale. Eu vă spun încă o dată ceea ce știu. Elena Udrea n-a luat geanta cu bani și acea geantă n-a ajuns în birou la ea. Un om ținut în arest în mod abuziv, fără probe concrete, ci doar pe o relaxare așa, până spune de fapt ce vrea să audă procurorul, este torturat. Deci, moda arestărilor a început la perioada de terminare a mandatului meu, începerea noului mandat. Dă-i măsuri de supraveghere, de nu știu ce. Deci 2 miliarde. Ne mai rămân de recuperat doar 280 de milioane. S-a depus în contul lui Băsescu bani cash, cu sacoșe. Sacii au valori egale, sunt banii mei de acasă. Păi dacă sunt ai mei, dau cui vreau eu. În acest moment, jandarmii încearcă să intre, să aruncă buchete. Ajuns, a fost cel puțin în ultimii, din 2007 încoace, a fost cea mai umilitoare perioadă din viața. Mi-a jignit de dimineața până seara. 5, 4, 3, 2, 1! Cel mai bun gând al meu către dumneavoastră este de a vă dori să trăiți bine! Toate neamurile președintelui României, toate neamurile primului ministru, toate neamurile miniștrilor, a președintelui Senatului și a Camerei, ăștia ce trebuie să facă? Ăștia ce trebuie să facă în România? Trebuie să moară de foame? Eu n-am cumpărat niciun teren de la Cășuneanu, i-am vândut lui Cășuneanu un teren, ca să ne înțelegem. Okay. Eu de la Cășuneanu nu am cumpărat teren, dacă l-aș fi cumpărat, puteați să spuneți, domnule, i-a dat mai ieftin terenul Cășuneanu. Nu decid eu prețul pieței, domnule președinte. Da? Și i-am vândut sub prețul pieței, exact ca să nu aveți de ce să aveți o problemă de conștiință. Nu sunt un om sărac. Poți omule să fii și împărat. În viață nu e totul banii și puterea. Oricât ai fi în lume de bogat, nu poți să cumperi zile cu toată averea. Poți omule să fii și împărat.
dacă Traian Băsescu și apropiații săi cărau saci cu bani cât au fost la putere, toată lumea se întreabă acum unde sunt banii, unde au fost ascunse averile. O primă ipoteză ar fi conturile deținute în străinătate pe numele altor persoane de încredere, astfel încât să fie ștearsă urma banilor. Sunt zeci de politicieni, oameni de afaceri care au conturi secrete în străinătate și care au făcut afaceri an la rând cu statul. România frumoasă este țara tuturor românilor care își doresc să trăiască bine aici, acasă. Se întreabă de unde aveți bani pentru poșete. Recunosc că mi-a luat fostul soț. Recunosc lucrul acesta, dar el este un om de afaceri, așa l-am găsit. Dacă, de nu știu, demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dacă există o problemă și se demonstrează că sacoul de pe mine a fost cumpărat din bani la Microsoft, o dau înapoi. Recent am primit de la elvețin, da, o listă cu mai multe persoane care au realizat dobânzi pe conturile din Elveția. Am o listă, de exemplu, am făcut așa, o selecție. Am 12 persoane, unde eu estimez că au venituri de vreo 50 sau 60 de milioane de euro în Elveția. Dacă domnul Georgescu, instituția domnului Georgescu, președintele de la ANI, ca să subliniem cine este, găsește, nu 6 milioane, un singur cont al meu, oriunde pe pământul ăsta, sau că există numele meu în vreun offshore, sau că am ceva ascuns, eu plec și din politică, și din partid, și de la primărie plec direct acasă. Atât eu, cât și Ioana Mizil, nu avem și nu există nicio problemă.